Salutare, fraților! Bine v-am găsit la un nou clip. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor pentru susținerea la clipurile mele. Am văzut că v-a plăcut destul de mult clipurile mele. Vreau să le dăm celor care nu s-au abonat, puteți să o faceți pentru a nu pierde următoarele videoclipuri. Apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări. Le dați, vreau frumos un share pe Facebook la prietenii voștri, pentru că mă ajută destul de mult share pe Facebook. Nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, Ian Gasca, și pe Gasca Ianu pe Instagram. Dați un follow, am făcut ieri un live acolo. Nu uitați să mă urmăriți. Și apăsați pe un like să vă ajut susținerea cu la canal. Bine v-am găsit la un nou clip. După cum ați văzut la începutul episodului, suntem în Dacia Logan 2017. Pentru că am zis să vă arăt. Am aici GPS-ul Navitrack. Am aici GPS-ul Navitrack, uitați-l, nu știu dacă se vede bine, avem aici un suport unde stă GPS-ul pe bord, nu știu dacă se focusează azi, așa, avem GPS-ul Navitrack colea și am zis să filmez aici, să mi-au rămas bun de la ea, pentru că, după cum știți, plecăm în vacanță, vacanța mare vine, ușor, și am zis să profit zilele astea de Dacia și am zis să filmez și eu ceva. Dar videoclipul ăsta voi să-l vedeți mâine, pentru că am filmat, am pus clipul de ieri, astăzi. Dar clipul de astăzi o să-l vedeți mâine. Ce să vă mai zic? În vacanță o să facem foarte multe videoclipuri. E cald afară, e vremea frumoasă. Și am zis, bă, hai să filmăm și eu ceva în Dacia, pentru că n-am mai postat de ceva vreme în Dacia. Am zis să filmăm și noi un videoclip ceva mai diferit, un daily vlog din ăsta. Pentru că am vrut să fac și eu un daily. E super tare treaba asta. Aici avem cheie de la Dacia. Hai să și vă arăt cum arată. Uitați-o cum arată cheie de la Dacia. Așa, focusează-te. Focusează-te, mă. Așa arată cheie de la Dacia din contact. Hai să o punem înapoi. Deci, punem colea. Gata, am pus cheia în contact. Și ce să vă mai zic? Mi-a scos nota la engleză, la matematică, la engleză nu mi-a scos, îmi cer scuze, am vrut să spun că la engleză mi-a scos, la geografie mi-a scos, la franceză nu mi-a scos, deci mă duc mine să-mi scoată. Și aia e. Pe 31 mai am să fiu prezent la, bineînțeles, la manifestație. Ce să vă mai zic? Cam asta e. Videoclipul ăsta... vă spun că îl vedeți mâine, pentru că n-am cum să pun două videoclipuri în acești zi, așa că am zis să pun videoclipul ăsta mâine. Și mâine film, adică nu mâine, poimâine, mâine filmez pentru poimâine. Cred, nu știu. Și ce să vă mai zic. Cam asta a fost videoclipul de astăzi. Eu am fost Driver Angisca. Vă mulțumesc pentru vizionare. Și ne vedem la episodul următor. V-am pupat cu respect. Pa, pa. Vă pupat cu respect. Pa!